Gica, o să încep cu... Începutul. Sper că îmi dai voie să spun Gica, deși așa te-am gândit în mintea mea toată viața, deci nu m-aș formaliza să-ți spun domnule Popescu, îți mulțumesc. Dar o să încep cu un reproș. Te-am așteptat o viață să preiei Craiova, să o salvezi, să o aduci pe trepte înalte, pe unde ai trecut tu, să aduci la Craiova ce ai văzut tu, ce ai învățat tu. Și aș spune că nimeni nu m-a înșelat în așteptări atât de mult ca și tine. Dar aș spune că deși nu mai sunt un copil, am în continuare speranța asta că tu și Craiova vă veți regăsi drumurile vreodată. Sunt predestinat să mă înșel mereu? Bun, dacă ai urmărit parcursul așa cum spui, de-a lungul ultimelor mulți ani, ar fi trebuit să știi că am avut multe tentative de a mă apropia de Craiova fotbalistică. Odată în începutul anilor 90, când am vrut să preiau echipa, da? Și chiar făcusem pași importanți la face acest lucru, după care a fost acuzat la momentul acela că aș vrea să iau jucătorii să-i duc în străinătate și atunci m-am retras. Și sunt oameni care pot confirma acest lucru. Domnul Cătăneanu este unul dintre ei. Odată, după aceea... În ce an a fost asta? În începutul anilor 90, 90, 91, 92. Deci erai încă în plină glorie fotbalistică. Eram la Icon. Jucam la Icon. Legasem de un an, doi ani de la Craiova. Deci odată, după care, în momentul când am făcut școala de fotbal la Craiova, eu locuind în București, am făcut-o cu gândul de a fi o pepinieră a Universității Craiova. Universitatea Craiova, care anii înainte de 90 avea unul dintre cele mai importante centre de juniori din România. După care, în anii 90, acest lucru dispăruse. Cei care aveau echipa nouă au investit în centru de copii și junior. Și am vrut să fac eu acest lucru în 95, prin înființarea școlii de fotbal Gica Popescu. Am avut nenumărate discuții cu cei care aveau echipa atunci. Cu domnul Dinel Staicu, de câteva ori, cred că nu dorește să facă acest lucru, pentru că dânsul poate să cumpere jucători până de pe internet cu 5.000, cu 10.000. Deci aceste intenții ale mele de a mă apropia de Craiova fotbalistică nu a fost dorită. Am avut de asemenea, când m-am întors în țară, să vin să joc la Craiova. Eu am fost cel care l-a sunat pe Emil Sandoi și a spus: Emil, eu aș vrea să-mi cei cu mică cariera la Craiova. Stai de vorbă cu cei... Nu stai cu ea. Cred. Nu. Nu stai cu ea. Sau domnul stai. Da. Că aș vrea să-mi închei cariera. Da. S-a scris și atunci că aș fi cerut bani și de-aia nu m-am dus la Craiova, nici acest lucru nu e adevărat. Mă rog, deci am avut nenumărate astfel de tentative de a mă apropia de Craiova fotbalistică, nu a reușit niciuna, poate cine știe. Și că notoriu a fost declarația lui Nețoiu că ți-a oferit Craiova gratis și tu ai refuzat să o iei. Voi știți, privind mai din punctul vostru de vedere, ca să ții o echipă de nivelul Craiova, din punct de vedere financiar, ai nevoie de foarte mult bani. Eu n-am avut niciodată această putere financiară încât să-mi pot permite, da, să țin Craiova la nivelul la care Craiova o merită. Și la nivelul la care, în ultimii ani de zile, acum Craiova fotbalistică este. Dar cine mama dracu, doar nu din el stai cu să țină echipa? Nu un om care se pricepe la fotbal? Nu e nevoie numai de pricepere. E nevoie și de bani, pentru că nu cred că acum, în momentul de față, poate viitorul și Steaua să fie singurul de echipe care în ultimii ani să fie cel puțin la zero din
punct de vedere al echilibrului financiar, în rest, că toate echipele au nevoie de susținere financiară. Nu cred că se descurcă de unele singure. Spui viitorul. Viitorul a pornit după tine cu o academie și a luat cu mult după tine. Mai mult, i-ai acordat viitorului no chance in business. Ai spus, nu vei avea succes în business. Da, i-am spus lui Gică în privat, de la început a zis că nu cred, nu avem dimensiunea ambiției lucrurilor, lui. Ambiții, nebunie lui Gică, da? Dar aș vrea să-l întrebați pe Gică dacă ar mai face acum lucrul acesta. Dacă ar mai face, dacă ar relua... Întrebuie pe Gică, ar mai face acum această investiție sau nu? Ca să aflați rezultatul. El probabil a făcut cel mai mare lucru care s-a întâmplat în fotbalul românesc. Foarte mulți bani, cel mai nebunesc lucru care eu n-am știut, n-am crezut că Gică face acest lucru și nici el nu avea de gând să facă acest lucru la ușor, ușor la... La dimensiunea asta. Da, ușor, ușor l-a acaparat acest proiect pentru a avea succes. A trebuit să investească, a investit și a ajuns la nivelul la care este acum. Eu nu știu este un proiect asemănător undeva în lume, să pornește din privat. Privat. Da, fără ajutor. No name, caută-ți. Da, e... Caută-ți neavând o stadion, caută-ți. Eu știam că e pasionat, știam că este, este un tip extrem de, de ambițios, dar n-am avut dimensiunea lucrurilor atunci și, repet, nici el nu își imagina atunci că noi vorbeam în începutul anului 2007-2008-2009, când eram în vacanță și vorbeam de acest lucru, nici el nu credea că proiectul lui va avea această dimensiune. Dar privind succesul pe care l-a avut Gică cu Academia lui Transformat într-un club deja puternic, crezi că puteai face mai mult cu... Pornind de la școala pe care ai făcut-o, dacă te implicai mai mult în business da, pe care îl cunoști ca să poți să, ca să poți să... În primul lucru trebuie să te ocupi personal de acest lucru. Ia fi trebuit să mă fi mutat la Craiova, să mi-a mutat familia la Craiova și să stau zi de zi acolo să fac acest lucru pe care niciodată nu am putut să-l fac. Da, copiii mei au început școala aici. Eu și din acest motiv nu m-am făcut antrenor, pentru că am zis, în momentul în care mă fac antrenor, e aproape imposibil să fii antrenor în același oraș, să stai în București, să antrenezi numai în București. Trebuie să pleci stânga-dreapta, nu? Și atunci ar fi însemnat să iau familia cu mine, să mut copiii de la o școală la alta, să nu mai aibă aceeași continuitate în școală, iar pentru mine, în momentul în care m-am căsătorit, am avut copii, prioritatea numărul 1 a fost familia și copiii mei. Și am considerat important ca cei doi copii ai mei să înceapă școala în București, să continue același studii până la finalul școlii, după aceea să meargă către facultăți de top. Și primul rezultat important l-am avut la fata mea, care a fost acceptată de aproape toate universitățile la care a aplicat numai la universități de top. Deci, unde? La Bocconi, la ESADE, în Europa, singurele pe care le-a aplicat în Europa sunt facultăți de top pe partea de business. Așteptăm rezultate și la alte 5 facultăți din America, ar fi o încununare a sacrificiilor noastre. Deci eu am pus educația copiilor mei înainte de orice. Principalul tău job a devenit cap de familie, tată, și acum aș face la fel. Dacă ar trebui să iau o nouă hotărâre, aș face exact la fel. A fost mereu un om fantastic de rațional. Crezi că câteodată e nevoie de puțină nebunie în viață? Probabil că pentru a face astfel de lucruri ai nevoie de nebunia pe care a avut-o Gică. Ești incapabil și să ai așa ceva? Sunt mult mai echilibrat, probabil. Eu nu recunosc că nu... Am pus întotdeauna, în momentul când am avut de optat între două variante, cea nebunească sau cea rațională, am ales-o pe cea rațională. Care pe termen nu știu dacă am bine sau nu, abar n-am, dar probabil așa am fost, așa sunt clădit. Din cele două variante, cea nebunească și cea echilibrată, am ales cea echilibrată. Tu, un oltean, locul pasiunii, locul temperamentului extrem, nu? Aici v-am mai spus, nu vă luați, voi, normal, din punctul vostru de vedere, vă uitați numai la partea
fotbalistică, dar, repet, revenind la Craiova, n-am avut niciodată această putere financiară să țin Craiova la, la nivelul la care Craiova merită să aibă o echipă. Bun. Cum e acum, da? Bun. Acum Craiova are un grup de acționari care s-au arătat deschis chiar să listeze la bursă societatea. Nu te-au, nu te-au abordat niciodată ca să te implici în proiectul lor? Nu, am o relație foarte bună cu, cu patronul, actualul patron al Craiovei. Da. L-ai cunoscut? Ai discutat de proiectul lui? De nenumărate ori. Îți cere sfatul? Și am încercat, nu cere sfatul, dar am avut discuții amicale pe, vis-a-vis de, de Craiova. Ne-am avut de nenumărate ori și în 2014 Mihai a avut posibilitatea să-și aleagă și a ales, a avut toți jucătorii mei pe masă și a zis, alegeți. Din ce a rămas, da? S-a dus la Hagi. S-a dus la Hagi. Dar lista a avut-o Mihai pe masă. Și la Hagi s-a dus și Băluță. L-a avut pe Băluță și nu l-a avut. Și nu l-a el. Nu el, pentru că Mihai are, are anumiți oameni care se ocupă, au avut lista pe masă. Dacă vorbești de Băluță, Tudor. Nu, de Băluță de la care nu, Băluță după aceea l-a luat de la, de la Gică. De la Gică, Tudor, da. Băluță, care joacă acum la Viitorul, a fost în lista de jucători pe care Craiova a avut-o pe masă și nu l-au dorit. Dar în cazul lui Băluță l-au luat de la Hagi la intervenția lui Hagi. Nici măcar nu... Da. Și Hagi l-a propus. Da, l-a propus, da, și l-au luat. Bun, asta îmi spune că... că Craiova nu știe să-și folosească cele mai bune active pe care le-ar tu ești asta unul dintre spune, ele. Asta spune că eu întotdeauna, da, am fost alături de Craiova cu diverse inițiative. Ce vreți mai mult decât toți jucătorii puși pe masă, Craiova și-a zis, alegeți-vă ce doriți. Și și-au ales. Că au ales bine, că au ales rău, rămâne de văzut. Sunt jucători care au debutat. O implicare financiară în club. Cum? O implicare financiară în club, nu s-a pus niciodată problema ta? Dar nu cred că acum Craiova are nevoie de implicare financiară. Cred că are o stabilitate financiară demnă de o echipă de top. Dar are nevoie de parteneri, adică de calibrul tău, care să fie în interiorul clubului. Într-un fel sau altul, fie și la limita de acționar. Înțelegi că n-am avut niciodată, dar niciodată o propunere din partea cuiva de a mă alătura proiectului Craiovei, actualului proiect, cel de acum 5 ani, 10 ani, 15 ani, 9. Și tu nu ești genul de om care să lanseze el în viș, om de afaceri, să-i faci astfel de propunere lui Rotterdam. Cum să fac o propunere, să vin la tine să spun, știi ceva, tu ai o chestiune, nu mă ești pe mine? Sigur, te aștepta asta, spuneam, te aștept. Nu mă aștept la nimic. Nu mă aștept la nimic, mă aștept și sper ca Universitatea Craiova, din punct de vedere fotbalist, să ajungă să fie, deja este una dintre primele trei echipe din campionatul nostru, da? O echipă care impune respect, impune teamă, o echipă care s-a format și s-a format bine cu jucătorii de echipa națională. Craiova din nou a început să dea jucători la echipa națională, ceea ce este un lucru incredibil. A început din nou să investească în centrul de copii junior și, din câte știu, au un centru de copii junior foarte bun. Deci este pe drumul cel bun. Craiova nu are nevoie de nimeni să se alăture acestui proiect. Au nevoie să continue proiectul pe care l-au început, pentru că este într-o creștere permanentă și sper că anul acesta, pentru că este o conjunctură nemaipomenită, să câștige cel puțin cupa, pentru că Craiova, cel puțin aparent, este cea mai bună echipă dintre cele patru rămase în această competiție. Sper asta să nu fie presiune, pentru că în momentul în care te vezi, eu trebuie să câștig, e ca și cum ai avea trofeul pe masă, să întinzi mâna. Și lucrul acesta să nu fie o presiune pe jucători, să înceapă să le tremure picioarele prin semifinale sau finale dacă ajung acolo. Și ar trebui să joace, să se uite că joacă pentru un trofeu, să ia fiecare meci ca și cum ar fi un meci oarecare, un meci de campionat, pentru că fotbalistic vorbind, cu tot respectul pentru toate celelalte echipe rămase în competiții, Craiova pare a fi cea mai bună. Nu numai cea mai bună fotbalistic, dar și la nivel de organizare și la nivel de prezentare, Craiova e într-un progres fantastic. De aia, eu când am spus că este un proiect, este într-o creștere fantastică, nu mă refer numai la partea fotbalistică, mă refer la tot ce arată Craiova. Absolut. Ca structură, ca organizare.
Nu cred că au nevoie de nimeni decât de continuitate, continuitate să facă lucrurile așa cum le-a făcut până acum, pentru că pe un drum foarte bun. Și atunci când lucrurile merg bine, de ce să le schimbi? Dacă ar lipsi ceva, mă gândesc că poate lipsește Craiovei ambiția și amvergura de a gândi foarte departe, cum se pare că gândești un singur om în România, Hagi, și... Nici Hagi n-a gândit acolo... N-a gândit ambiția lui e nemăsurată. Cu Hagi, în anul în care a câștigat campionatul, fiind împreună la o masă, spunea, acum aș semna să scap de retrogradare, în luna noiembrie. După discuția noastră, a câștigat 7 meciuri la rând, a intrat în play-off și anul acela a câștigat campionatul. Deci nu-și programa să câștige campionatul. Iar eu cred că foarte important într-un parcurs cum are Craiova să nu încerc să arzi etape. Craiova n-a arzi etape. Craiova a făcut pași înceți, siguri, corecți și de aceea este unde este, pentru că a avut o planificare de care s-a ținut și n-a încercat, repet, să ardă etapă. Și de aceea cred că este unde este, a început să-i și investească, să plătească jucători, să plătească jucători și cum. Uite-te la transferul lui Mitriță. Când Craiova plătea 800.000 pe un jucător? Niciodată. A plătit anul ăsta. Deci a ajuns la un nivel de ambiție, lucrul ăsta dovedește că are obiective importante. Pentru că a început să cumpere jucători la sume pentru fotbalul nostru sume mari, dovedește că este un proiect ambițios. Și crezi că tu n-ai putea să adaugi nicio valoare lui? Ți-am spus, Craiova e foarte bine acolo unde este. Este foarte, foarte bine. Are un președinte care își face treaba și l-am văzut în numărat de ori apărând în ieșirile publice foarte bine acest fantastic proiect. Da. Da? Lăsați lucrurile așa cum sunt. Nu, repet, nu cred că nici la nivel de imagine are nevoie, nici la nivel de organizare nu are nevoie, la nivel tehnic a un antrenor care face o treabă nemaipomenită la Craiova. Lăsați lucrurile așa pentru că Craiova este la câțiva metri fotbalistici să câștige un trofeu după foarte, foarte mulți ani. Trebuie susținută, da? De un public incredibil. Eu mi-aduc aminte după meciul de la Craiova, Craiova Viitorul, când m-am întâlnit cu Cică și a zis, băi, la Craiova este incredibil. Da? Pentru un astfel de public merită să faci sacrificii să joci. Deci Cică a venit impresionat. Eu știam, okay. Am avut privilegiul să fiu adulat de publicul de acolo și mi-a zis că este incredibil. Nu. Vezi, băi, Gică, jumate din rezultatele pe care o să le fac Craiova o să-i se datoreze acestui public, incredibil. Pentru că dragoste și în egală mătură și ură ca la Craiova, noi o să ne iubim, când iubim, iubim cu pasiune și când urâm, la fel. Crezi că ești urât acum la Craiova? Nu. Dar nu iubit cum era Edad. Nici al lucrul ăsta nu l-am simțit. Eu cred că de-a lungul vieții am plătit anumite greșeli mult prea scump. Mult prea scump. Da? Da? Aici cred că te referi la faptul că ești la Dinamo. Da, mă duc la Dinamo pentru că atunci lucrurile s-au transformat împotriva mea, nu? Eu recunosc că am făcut o greșeală atunci când... Dar era după intenția mea, după tentativa mea de a veni la Craiova. Sigur, zic că nimeni nu și-a plătit atât de mult și nimeni nu și-a mai cerut, nu și-a pus cenușă în cap atât de mult ca tine după treaba asta. Dar, într-adevăr, publicul oltean e extrem de greu de mulțumit. Acum, ce contează vis-a-vis de publicul oltean este faptul că s-a reîntors la lângă echipă și un mare merit la reconstrucția stadionului, da? Pentru că acum Craiova are un lucru pe care îl merita, un stadion care a ieșit mai nou pe locul 4, de cele mai noi stadioane. De neimaginat să vină o femeie să pună pasiune, să pună hotărâre, să facă ceva ce n-am făcut. Cu tot respectul pentru tot ce au făcut toți ceilalți până acum, mi se pare cel mai important lucru care s-a făcut la Craiova. Adică noi privind din punctul nostru de vedere fotbalistic. Poate au făcut spitale în Craiova, poate au făcut drumuri, poate au făcut pasarele, nu știu. Dar cel mai vizibil și cel mai de impact
cred că acest lucru a fost stadionul. Eu nu știu să fie ceva mai puternic pentru Craiova decât fotbal. Și mai apreciat decât stadionul. Și în momentul de față apreciat decât... Da, e un lucru senzațional. Tot timpul când vine la Calafat și cobor la panta acolo la Podar, cred că un obiectiv așa, wow. Nu ți s-a părut ceva Craiova prea puțin pentru tine? Noi am avut ambiții să schimb fotbalul românesc la nivel de federație. Acum... Am avut nenumărate propuneri din fotbalul inter să mă duc președinte la un club, da? Aici ai dreptate. Dar ți-ai mai mult decât la un președinte de club, care este o funcție importantă, da? Multe cluburi și în vara trecută am avut propuneri de a prelua cluburi importante din România, însă am avut alte proiecte. Sunt convins că simt că se scurtează timpul ca să revin în fotbal. Se va întâmpla în curând. Lipsește. Știi că lipsește cel mai mult? În momentul în care merg la Barcelona, sunt în echipa legendelor Barcelonei și facem diverse meciuri contra legendelor altor cluburi. Și atunci când intru din nou în acel anturaj, când stăm în cantonament, când ieșim la antrenament, când jucăm, îmi lipsește teribil. Și atunci zic, nu, gata, trebuie să fim cât mai curând, pentru că noi care suntem creația acestei lumi fotbalistice, este foarte, foarte greu să ne despărțim definitiv de acest fenomen. Pentru că suntem creația acestui fenomen. Hagi n-a avut mult timp să... Adică n-a stat mult pe gânduri. Hagi e bolnav. Din sensul bun acolo, bolnav de fotbal. Și care are o pasiune și de-aia și reușit. Pasiunea asta nebunească este și un tip tehnic. Adică îi place să fie pe teren, îi place să stea pe teren. Eu am făcut am luat acel drum, mai bine partea administrativă, pentru că datorită copiilor să aibă o facultate și m-am îndepărtat de partea tehnică, am luat partea administrativă. Ai vrut să intri în business, e clar, adică ți-ai dorit să faci business. Dar să fac mai mult partea administrativă decât partea tehnică. Gică este un tip care iubește antrenoratul cu o pasiune impresionantă. La fel și Dan Petrescu, da? La fel și Olăroiu, de exemplu, care am stat foarte mult de vorbă. Și sunt oameni care sunt dedicați în totalitate acestei meserii și cred că de-aia o fac și rezultate. Mai spune, unde te-ai simțit cel mai iubit în cariera ta? La Craiova, fără doar și poate în acea perioadă 88-90. Atunci am simțit cel mai mult dragostea suporterilor. Păcare Galatasaray. Îți lipsește un pic dragostea asta, pasiunea asta nebună a suporterilor pentru tine? Dragostea asta este atunci când ești pe teren și dai suporterilor rezultate, evoluții bune, după care această dragoste se transformă în respect. Respect. Eu, vreau să fiu de la lipsă de modestie, oriunde merg la cluburile la care am jucat, în Turcia, nu-ți mai spun, da? La Barcelona, în Olanda, la Eindhoven, da? Sau în Olanda, nu neapărat la Eindhoven, da? În Olanda. În țările unde am jucat și pe la cluburile pe care am trecut, am lăsat acest respect. Da? Și îl simt acum, după foarte, foarte mulți ani, când am terminat cariera, se simte acest lucru. Și ori de câte ori merg în orașele respective sau în țările respective, simt lucrul acesta. Și este o mândrie teribilă. E fotbal o artă sau o carieră? Ca să spun care a fost mai mare, tu sau Hagi? Depinde din ce unghi privești fotbalul. Dacă privești ca jucător, este o meserie, este o carieră, da? Artă priviți voi în exterior, da? Sunt jucători care au transformat fotbalul în artă, da? Cum este, eu știu, Gică este unul dintre ei, Messi, îl vedem în fiecare zi. Jucători care au dat ceva altceva, deci au ieșit din contextul unui jucător normal, valoros, da? Jucători mari, care nu au avut această, au transformat fotbalul în artă. Pentru Messi este cea mai vie și cea mai prezentă transformare a fotbalului în artă.
Dar când te uiți la, când te uiți la Messi, spui, ăsta nu e fotbal, ăsta e art. Da? Te uiteai la Hagi, anumite chestiuni făcea, pictau. Dumnezeule, oamenii ăștia pictează. Este o experiență fotbalistică, pictează. Ăștia pictează, nu joacă fotbal. Mai pictează câte un pic și Băluță, și Mitriță, și Bancu, mici viitor Picasso? Lasă-i acolo unde sunt, că n-au ajuns la nivel de artă. Sunt trei jucători fabuloși, sunt trei jucători extraordinari, dar sunt departe de artă. Care-i preferatul tău? Băluță, bineînțeles, pentru că vine de la școala mea de fotbal. Da? Și e un jucător care are un spirit, da? Tipic oltănesc, cum rar am văzut în ultimii ani de zile, ultimii mulți ani de zile, și la Craiova și oriunde. Are un spirit care de multe ori îi dăunează. Da? Luptător, orgolios. Îi spun, băi, transformă-ți toată această nebunie pozitivă, toată această pasiune a ta, fă lucruri pozitive cu ea. Nu mai lua cartonaș și galben, nu te mai ajuta cu albitrii, transformă-ți într-o evoluție pozitivă acest spirit al tău. Pentru că ține și de faptul că el a iubit tot timpul Craiova, vine de acolo, e oltean și a ajuns să joace la echipa copilării lui, la echipa la care a visat în copilul doar să joace. A devenit și captain de echipă, o mândrie fantastică, pe care eu am simțit-o, am avut privilegiul să port banderola de capitan 2 ani de zile la Craiova. De mult n-am mai văzut fantastic. Un jucător al Craiovei care să plângă după un meci în care e învins sau în care nu bate Dinamo. Pentru că el e crescut acolo. El a crescut acolo, pentru el Craiova a fost întotdeauna. Noi cei care am crescut și care eram copii și ne uitam la, eu la echipa mare a Craiovei, da? La Craiova Maxim, da? Pentru noi erau, jucătorii erau icoane. Pentru mine erau icoane, da? El a crescut și a uitat tot timpul la poate la Craioveanu sau la cei care jucau când el era copil și vedea, wow, acum a ajuns el să fie adulat de către suporterii aia. E normal să simți așa. Îl vezi ca extraordinar, ca având calități cu adevărat de capitan, de lider la Craiova? Eu n-am mai văzut un jucător care cu spiritul ăsta de mult. Iar un spirit fabulos. Da? Adică capitan de echipă nu se rezumă numai la spirit. Nu se ai puterea să domini vestiarul, să fie respectat de jucător, să fie acceptat de jucător ca lider, lucru pe care eu nu știu, nu stau în vestiar zi de zi cu el, să văd percepția celorlalți jucători vis-a-vis de Băluță. Dar este un jucător care mai face și greșeli, în special de multe ori la nivel declarativ, pentru că acest avânt, la un moment dat, trebuie să ți-l drămuiești, pentru că ești capitan de echipă, tu ești vocea vestiarului, trebuie să fii foarte, foarte atent, trebuie să tratezi cu respect toți ceilalți jucători din Liga 1, pentru că sunt colegii tăi, da? Ești capitan de echipă, trebuie să dai anumită ținută, un anumit ton, pentru că Craiova este universitatea Craiova și este o echipă de top și o echipă cu ținută, dar el trebuie să țină cont de acest lucru, da? Le învață. E încă tânăr, e copil și de multe ori se lasă lua de acest avânt al nostru oltenesc și mai face și greșeli. De la tine e primul jucător care refuză Steaua și care spune că Steaua se refuză totuși la urma urmei. Da. Sigur, n-a făcut atât de dramatic cum ai făcut-o tu, dar mult mai mediatic. Două situații total diferite. Eu cred că a făcut o alegere bună, pentru că poziția pe care la Craiova și perspectivele pe care le are la Craiova sunt senzaționale. Este într-o echipă care poate să facă performanță. Dacă era în Craiova din play-off de acum mulți ani de zile, ar fi făcut o greșeală, să zic. Dar rămân la Craiova că nu are nicio perspectivă. Craiova are perspective să câștige campionatul, perspective să câștige, are cele mai bune perspective dintre toate echipele de top din campionatul nostru. Este singura îngrenată în ambele competiții. Poate să câștige campionatul, depinde de ea, și în semifinalele cupei. Nici viitorul, nici Steaua, nici CFR Cluj, niciuna nu este în această poziție Craiovei. Și atunci, eu cred că ales, stau la Craiova, fac performanță și dacă va fi să plec, să plec afară. Și e normal să pleci, să dorească să plece, să-și asigure viitorul familiei. Nu? Fiecare jucător va să plece mai bine. Și care om pe lumea asta vrea la mai bine. Deci el
Am avut o discuție cu el acum două săptămâni și îl întrebam ce e cu tine, pentru că a început să scadă. Și a zis că a fost răpăcit, că s-a vorbit foarte mult de el. Lucrurile acestea se pare că nu le-a gestionat foarte bine și au cauzat în evoluții. Dar chiar dacă acela spirit nu a avut în ultimele meciuri evoluția din turul campionatului, iar eu nu înțelegeam și mi-a zis că această evoluție are datorită faptului că, nu știu, l-au zăpăcit, că oferte, că nu-i, tu cu sigur nu trebuie să faci. Să te antrenezi, să te odihnești, să mănânci bine și să joci. Că restul vin de la sine. Ok, da. E mult mai greu să întâmple lucrul ăsta acum, cu toată presiunea mediatică, când ăia apar pe televiziune, decât îți era ție. Uite de ele. Cum să facă? Să uite de ele. Să uite de ele. Deschide ziarul, becalea cere. Nu, să nu deschide. Să nu deschide. Să e obligatoriu să-l deschidă. Să uite de ziare, să uite de televiziune, de Facebook, de toate nebuniile astea. Să uite. Să se concentreze, să antreneze foarte bine și să-și recapete liniștea pe care a avut-o până acum, să joace. Pentru dacă va juca, coadă va fi la el la ușă. Un singur lucru trebuie să-l facă, să joace. Uite, Ivan a plecat în plină formă și acum nu joacă la o echipă din Rusia. Și mai bine mai stai și când aleg, să nu aleg precipitat. Să plec, trebuie neapărat să plec. Nu, ce trebuie să pleci? Pleci în momentul în care simți că echipa la care pleci are loc pentru tine și poți să joci. Contractul pe care îl primești este unul foarte bun, care să asigure liniștea pentru perioada de după fotbal, dar nu trebuie să plece ca să plece neapărat. Toate marile transferuri, toți mari jucători care au reușit fantastic la cluburi mari, au plecat deja consacrați din România, deja mari lideri în echipa națională, nu? Cu puține excepții. Este deja un jucător de echipa națională. Ok, dar încă nu e consacrat. Este un jucător, nu, n-am zis că e consacrat. Am zis că e un jucător de echipa națională, un jucător care are un salt calitativ important, un jucător care este dorit de echipe importante, dar care a considerat că nu e momentul. Și eu zic că a făcut un lucru foarte bun, că nu a plecat și că așteaptă, nu știu, ar fi bine să n-aștepte nimic. N-ar fi bine decât să aștepte meciul următor să joace bine. Și încă unul joace bine. Și încă unul și tot așa. Și în momentul în care face lucrul acesta, cum l-a făcut în turul campionatului, ți-a spus, coadă va fi la el. Dar să nu se gândească acolo. Trebuie să pleci. Nu trebuie să pleci. Trebuie să joci. Atât. Trebuie să te înțelegi când îi spui. Și i-am spus și lui. Personal, tu trebuie să faci un singur lucru. Să joci. Să te antrenezi și să joci. Să te antrenezi și să joci. Că restul vine de la sine. Nu pune, nu-i versa lucrurile. Trebuie să plec afară. Nu trebuie să pleci, trebuie să joci. Să câștigi titlul Craiova, să aduci Craiova pentru oamenii ăia de acolo în tribună, să aduci un titlu și după aceea lucrurile vin de la sine. Ești știi fericit? Știi ce? Noi sportivi avem un mare avantaj pentru că ne-am tot plimbat de la echipă la echipă, trebuie să te adaptezi repede și asta este un mare avantaj. Și a fost un mare avantaj al meu că oriunde am fost, la cluburi din țările, m-am adaptat imediat. Da? Și probabil este și unul dintre lucrurile care le-au dăunat multor jucători, dar nu s-au adaptat și s-au întors imediat acasă. Această capacitate de adaptabilitate este extrem de importantă. Ești mai puternic decât ai fost vreodată acum? Cum te simți? Cum par? Pare fantastic. Și atunci. Fantastic, în vogă, cu proiecte noi. Dar era o vreme când păreai să aștepți mai mult de la țara asta, să fii frustrat că nu te apreciază sau că nu îți recunoaște și... Eu n-am frustrat. Odată, un moment când ai vrut să cumperi niște hotel-uri și te-ai simțit... Uite, te-am spus, asta intră la partea de greșit pe care l-am făcut de-a lungul. Bun, acum refuz să accepți să te atingi de un ban public, nici măcar ca salariu. Eu am intrat în proiectul ăsta Euro 2020 pentru că e un proiect de țară, un proiect atât de frumos. De pentru prima dată când țara noastră are posibilitatea să organizeze o competiție atât de importantă, o competiție de răsune. Și în momentul în care poți să ai privilegiul ăsta să muncești pentru țara ta, pentru un proiect atât de important, cred că partea financiară nu și are loc. Și atunci,
Acum, sincer, îmi pare rău că ar fi trebuit probabil să rămân plătit și să făcut banii atât de donați, să un program, ceva și oamenii să vină să-și pună probleme și banii să fie dus acolo. Probabil. Dar eu atunci am considerat că e mai bine să renunț. Deci n-a fost un puseu de orgoliu sau de revanșă pentru o țară care... N-am făcut-o pentru bani. Dar, evident că nu pentru bani. Unora care... ok. Eu, când am intrat, nu am intrat în acest fel de... M-am simțit mândru că pot să fac acest lucru, că pot să fac ceva pentru țara mea, pentru București, pentru oamenii care vezi fotbal, dar nu această competiție. Așa am gândit. Și atunci am renunțat și eu și consilierii pe care i-am 6 la număr, că a venit lângă mine tot benevol, nu avem nevoie de bani, a fost condiția pe care au pus-o, venim lângă tine, nu vrem bani. Adică același lucru îl fac și eu, am luat un salariu, și ăla l-am dat, nu l-am păstrat. Nu e nevoie să fii plătit pentru... Când faci un lucru care îți place. Un lucru care îți place e un lucru important. Este un lucru important, organizăm Euro 2020, este un lucru extrem de important și în momentul în care vom face și vom face foarte bine, atunci situează și București și țara noastră la un nivel de perspective sportive foarte importante, cu stadioanele care se vor construi, cu imaginea pe care o vom crea Bucureștiului prin organizarea și vom demonstra că avem capacitatea să organizăm astfel de competiții. Deci e un lucru extraordinar. Și atunci, ai considerat că ești prea dur cu tine însuți? M-am mai spus-o, sunt de puține care m-am mai spus-o, că încerc să fac lucruri de o perspectivă mult prea rigidă, adică mult prea perfecționist, așa. Nu m-am schimbat până acum, m-am schimbat până la 50 de ani mai schimb. Mi-a venit asta în minte pentru că rar ori mi-a fost dat să aud un părinte care descrie copilului său o perspectivă în fotbal în maniera pe care ai făcut-o tu. Trebuie să vergi, sau cum ai spus, trebuie să schimbi sânge. Pentru că... Când un copil are de toate, da, e născut cum... Da, nu i-am impus să facă fotbal. Eu l-am văzut pe fiul meu jucând de două ori. Toată lumea spunea de el că are talent, nu m-am dus. Și când a crescut și am zis, măi, acum pot să mă duc și l-am văzut. Da? De două ori. Și mi-am dat seama că are talent. Și atunci am zis, dacă l-am văzut eu și iar eu pot să spun dacă are sau nu talent, și sunt atât de detașat de faptul că e copilul meu, nu îți poți imagina. Detașat. Iar fiul meu n-a fost certat în viața lui de toți de la fotbal din jurul lui, că l-am certat eu. L-am certat constructiv, adică i-am spus, băi, băiatule, asta. Și am arătat perspectiva să nu se aștepte că fotbalul, pe măsură ce crește, o să fie o joacă. Nu. Pentru că să faci performanță, și îmi pare o țăreacă de multe ori, repetă, atâta știu, trebuie să scuip sânge. Că zic, bă, nu la propriu, că nu înțeleg că trebuie să te lovești pe la gură să scuip sânge. Dar fotbalul, cu cât crești mai pe treptele performanței, va fi mai greu. Va trebui să fii foarte puternic psihic, trebuie să faci sacrificii, trebuie să faci efort, trebuie să faci și școală și pentru că țin mult de tot la școală. Iar aici avem o dispută importantă, pentru că în primul rând de copil, aș prefera normal fotbalul în detrimentul școlii. Ce nu ți-a picat rău? Și la mine i-am zis, ca să poți să faci fotbal, da, tu trebuie să faci carte, pentru că el la British School și avem înțelegere că dacă face 3 warnings, 3 avertizmente la școală în fost săptămâni, nu joacă duminica. Și dacă face 2, nu face la antrenament. Deci am pus astfel de target-ul pentru că ei trebuie să crească în această disciplină personală, pentru că nu se poate în viață fără disciplină. Da? Avem și o înțelegere, la oferă un sfert, eu duc la școală în fiecare dimineață și la oferă un sfert pleacă mașina. Nu s-au fără ei. Deci, încerc să-i educ așa cum cred eu că doar este bine. Doar Popetrescu mi-l închipui mai dur decât tine. Dar nu sunt dur. Eu îmi iubesc copiii și îi îndrăgesc, îi îmbrățișez, îi pup, le spun că iubesc de zeci de ori pe zi, dar nu-mi plac copiii răspățați, nu-mi plac copiii needucați. Și am încercat să vedem această
de această experiență, să fie educat, să fie respectoși, să fie muncitori, iar fiul meu, a spus, băi, fotbalul ăsta este. Cu cât vei înainta în vârstă, de cât vei ajunge mai sus, exigențele vor fi mai mari, trebuie să fii pregătit. Când a plecat prima dată la echipa națională, i-am spus, ești pe ușa asta, prima dată la echipa națională, te rog frumos să rămâi acolo. Să nu te duci, să te întorci, să vii, să pleci. Eu când m-am dus prima dată la echipa națională, până când m-am retras din echipa națională cea mare, n-am lipsit la nicio convocare. Așa să fie. Vă dau seama că, cred eu, copiii ți-au lipsit cel mai mult când ai fost privat de libertate. Cui nu e, dar cui s-a fi întâmplat altfel. Ce te-a menținut în formă? Ce ai făcut? Sport, foarte mult sport, am citit mult. Ceea ce am scris, mai tot. Citești pe Buffett? L-am citit acolo. Acolo? Price is what you pay, value is what you get. Da. Ți s-a schimbat filozofia ta de business într-un fel, citindu-l pe Buffett și de fapt? Ia, tu știi, ai momente care, știi cum, toate lucrurile rene trebuie să găsești și o perspectivă pozitivă, știi? Iar eu am găsit tot, faptul că ne-am reașezat așa prioritățile. Crezi că vreodată un jucător român de fotbal va atinge nivelul carierei pe care a atins-o tu? Nu s-a mai întâmplat până acum? Nici Hagi n-a atins nivelul ăla? Nici măcar, nici aproape? Nu, Hagi, nu, nu. Hagi a atins la nivel de exprimare cel mai înalt nivel. Zic ca nivel 94, de carieră? Cred că a fost cel mai bun, cel mai bun din lume. Asta e o chestie subiectivă, Gica. Eu am primit-o din interior. Evoluția pe care a avut cu 94... Dar tu ai fost capitanul, tu jucai meci de meci, el doar când vroia... Este mondial din 94. Gică, dacă am fi intrat în semifinale, cred că avea mari șanse de ceva Ballon d'Or. Pentru că noi, odată ajungem în semifinale, jucam o finală. Cea mare sau cea mică. Bun, da. Și dacă... Și era la un nivel de exprimare senzațional. La un nivel cum a fost și la finala Galatasaray, de Cupa UEFA, în care a lăsat echipa în 10 și tu a trebuit să scoți castanele din foc. Eu m-am fost norocosul care a bătut ultimul 11 metri, pentru că putea să fi marcat în fața mea de ira, marcam eu și am fost caponel în urma mea, dar asta a fost... Hagi a fost mai mult rezervă la Barcelona, tu ai fost capitan meci de meci, nu se poate discuta, nu se poate compara. Haideți să lăsăm pe Gica acolo unde este locul la cel mai bun din istorie. Wow. Suntem cei mai buni dintre români. Iar eu mă consider un tip privilegiat pentru că am avut șansa să joc, iar eu am concurat cu cel mai bun din istorie. Eu în fiecare an mă trezeam cu nebunia să fiu mai bun decât Hagi și concurența cu el m-a ajutat enorm. Eu am vrut să fiu mai bun decât Hagi. Când eram la Barcelona, vreau să fiu mai bun decât Hagi. Când eram la Galatasaray, vreau să fiu mai bun decât Hagi. Dar numai că el a fost, i-a dat Dumnezeu talent cu carul, l-a înzestrat cu o grămadă de calități. Acum, e greu să concurezi cu astea. Nu, poți să fii mai bun decât el conducând un club. Nu m-am cucit că niciun fel de competiție. Eu cucit că suntem într-o relație atât de apropiată cum n-am fost niciodată. Da? Suntem atât de apropiat cum n-am fost niciodată. Da? Și prefer să rămân așa cum stau acum, cucit. Toată viața. E importantă prietenie pentru tine în viață? La fiecare sunt trebuie soțiale ce am spus în momentul în care ne-am căsătorit, care sunt lucruri la care eu țin foarte, foarte mult și unul dintre primele trei a fost prieteni. Eu am puțin prieteni, dar aia care i-am sunt prieteni. Giovanni a fost unul dintre ei, mai e încă? Giovanni n-a fost în lista scurtă de prieteni. Nu niciodată. Eu văd prietenia. A fost un colaborator care și-a apărat foarte bine, așa cum în seria foarte bine, dar n-a fost niciodată lista scurtă de prieteni. Hagi, Petrescu, Bali, a rămas aceeași? Nici Gabi n-a fost. Nici Gabi. Hagi, Petrescu. Hagi, da, Petrescu, da. Petrescu a fost frația. Petrescu de la 16 ani până ne-a lăsat de fotbal. Sunteți în aceeași relație acum? Nu vorbim așa de des ca înainte, dar e greu momentul în care stai atâția 30 de ani alături de un om ca
după aceea, să, indiferent de ar fi el sau unde ar fi, vorbim la telefon, avem aceeași exprimări ca atunci când eram cam împreună. Deci Dan nu va rămâne permanent, unul de ce am prieteni. Ai putea să-mi promiți, ca să pun ultima întrebare, ceva legat de prima întrebare? Ai grijă ce mă pui să promit pentru mine, promisiunea ține loc de jurământ. Am folosit aspectul ăsta când ți-am trimis un mesaj azi. Dar să promiți că nu vei, că vei mai face o ultimă încercare de a te apropia de Craiova, neașteptând Craiova să ajungă la înțelepciunea de a te aborda. În momentul în care voi simți că fotbalul craiovean avea nevoie de mine, atunci voi încerca în privat să fac o astfel de apropiere, nu publică. Am înțeles. Mulțumesc mult! Mulțumesc.